sală de aici lucrează direct cu clienți pe partea asta de sales pe PC, cât sunt specialiști. Ok. Și restul, sunteți client sau vreți să învățați? Cine e client? Deci avem un singur client în sală, ok. În principiu n-am pregătit niciun slide în ideea în care aș vrea să fie mai mult o discuție liberă între noi specialiștii, da? Sau noi cei care lucrăm direct cu clientul și vindem servicii de SEO și PPC. Și din discuția asta liberă dintre noi aș vrea să-i facem pe cei care au venit să învețe, să înțeleagă un pic mentalitatea pe care o are clientul și problemele de care te poți lovi în momentul în care te duci la o companie să-i propui servicii de SEO și de PPC. În principiu aș vrea o poveste de la fiecare, o să încep eu. Am fost, acum două săptămâni, cred, la un client cu care mi-a spus că vrea să fie pe prima pagină după cuvântul ochi. M-a speriat un pic așa, el, săracul, avea o clinică de oftalmologie, dar mă gândeam, ok, dacă ești pe cuvântul ochi, mă dor ochii, mă dor, adică ce-ar putea căuta pacientul respectiv ca să ajungă pe clinica ta și să fie un trafic relevant pentru tine, un om care convertește, care vine și... Și încercând să discut cu el despre partea asta de SEO, de site, de ce vrea să fie pe primele poziții, pe ce cuvinte, ce cuvinte ar fi relevante pentru el, ce ar trebui să se întâmple cu partea asta de strategie SEO și PPC ca să îi aduc într-adevăr rezultate, m-am lovit de niște mentalități foarte ciudate. Spre exemplu, se întâlnise cu o firmă înaintea mea care îi spusese că dacă se înscrie într-o sută de directoare, o să fie pe primul loc. Pe ce cuvânt vrea? Și mă întreba, eu îi explicam că, în principiu, trebuie să scrii niște articole pe subiect care să ducă, să trimită către site-ul tău pe anumite taguri, anumite cuvinte cheie. Și de acolo să vedem. Și ok, mai important să ai, îi explicam eu lui, de la site-uri relevante cu subiectul tău sau de la un articol pe Mediafax sau pe Realitatea.net, decât să ai din 100 de directoare sau 1000 de directoare de care nu auzi nimeni. Și am încercat să-i explic, nu înțelegea diferența de page rank și de ce 3 link-uri de la Realitatea valorează mai mult decât, sau de la Mediafax valorează mai mult decât 1000 link-uri cu PR0. Și singura modalitate, m-am chinit, cred că jumătate de oră, să le explic care e faza cu PageRank-ul. Singura modalitate în care am înțeles-o a fost când le-am explicat că e ca și cum tu vrei să-ți angajezi un medic oftalmolog, că de asta ești acolo. Și ai nevoie de medici oftalmologi. Și cum angajezi medicul la oftalmolog? Îl angajezi pentru că ți l-au recomandat 10.000 de șaormari sau pentru că ți l-au recomandat 10 directori de bancă? A început să înțeleagă, a început să vadă diferența între 10.000 de link-uri cu PageRank 0, care nu valorează mare lucru pentru el, neapărat, și 10 link-uri cu PageRank foarte mari. Și de mentalități de genul ăsta te lovești foarte des la clienți pentru că ei nu înțeleg partea asta de SEO și de PPC și primesc sfaturi de la 30 de agenții, care 30 de agenții spun 30 de chestii diferite. O altă chestie pe care nu înțeleg, i-am observat eu foarte bine, este de ce ai nevoie de SEO pe un site sau când ai nevoie de SEO pe un site și când ai nevoie de SEO pe un site. Spre exemplu, toată lumea pe o campanie punctuală de 3 luni, un site de promoție care o să rămână online de pe 1 noiembrie până pe 1 februarie, toată lumea vrea SEO. Pentru că on the long term e mai ieftin. Și încerc să le explici, ok, dar voi nu aveți long term. La voi nu există long term. Adică voi aveți un boom, aveți nevoie de trafic acum, în perioada sărbătorilor, între 1 noiembrie și 1 februarie, îndețit. După care dispăreți. Toate link-urile alea nu se mai ducă nicăieri. Tot investiția aia în SEO o să fie moartă. Plus că, în 3 luni de zile, s-ar putea nici să nu aveți rezultatele pe care vi le doriți din SEO. Și chestia asta e... Discuțiile astea pot dura foarte mult la client. Ei încercând să înțeleagă și tu încercând să le explici.
Și singura modalitate, singura abordare pe care am găsit-o eu, care să funcționeze cât de cât la 80% din clienți, este să le explici în termen de cât costă per vizitator. Cât îl costă pe el per vizitator care ajunge pe site sau per vizită. E un pic mai greu, la PPC e simplu. Îi explici, ok, îți bagi o listă de cuvinte cheie în AdWords, cam aia e, o mai optimizezi pe parcurs și vezi acolo, ai buton de cât te-a costat per vizitator. Ai un cup. Și văd, e acolo și e ok. La partea de SEO e mai greu să le explici cum. Ce am văzut eu că funcționează este să le explici investiția pe care o vor face pe fiecare cuvânt cheie în parte. Un site care își alege o listă de 5 cuvinte cheie pe care vrea să fie pe prima pagină, ca tu să-i aduci acolo, poți să estimezi un cost. Iar costul ăsta o să includă optimizările care le faci pe site, o să includă link buying-ul pe care îl faci, advertoriale, guest posturi pe care le pui în altă parte. Costul poate să includă activitatea pe social media pe care întreprinzi ca să-i generezi lui link-uri, să-i creezi buzz și awareness. Iar toate chestiile astea aduc un cost pe cuvântul ăla cheie. Costul ăsta împărțit la volumul de trafic pe care tu le estimezi că o să îl aducă cuvântul cheie respectiv, poate da un estimat de cost per vizitator. Și atunci compar chestia asta, costul ăsta, cu costul pe care l-ar avea folosind AdWords sau orice alt sistem de PPC și atunci îi dai lui o idee de unde e și cam în care dintre cele două ar trebui să se investească. O altă chestie, un alt mit de care m-am lovit e că se pot obține indexări și poziții extraordinar de bune fără conținut. Ceea ce poate funcționa până la un punct, dar le-am explicat și încerc să le explic în continuare, conținutul ăla oricum se generează undeva. Faptul că tu ai un site de 5 pagini și nu vrei să spui blog pe el, nu înseamnă că ei nu înțeleg în oferta mea de SEO, nu înțeleg de ce intră partea de să generăm conținut. Și le explic că, uite, ok, nu, tu nu vrei să scrii despre subiectul ăsta, dar alții scriu despre subiectul ăsta și poate ar trebui să te citeze pe tine și poate articolele ar trebui să fie scrise de tine ca să fii văzut ca o autoritate în domeniu și tu ca profesionist și site-ul tău. Și chestia asta, sincer, n-am reușit să o combat în vreun fel. Ei nu văd conținutul pe care ei îl pun în alte părți ca și un conținut pentru care merită să plătească bani. Și eram curios să văd dacă unul din profesioniștii din sală a reușit să treacă peste chestia asta și cum. Ia microfonul ăsta, la care putem să costa să-l plimbăm de protocol. Am înțeles, deci o problemă general valabil. Avem un răspuns. Salut, sunt Robert. Salut. Nu știu dacă am un răspuns concret la chestia asta, dar zic că prin exemple, încercând să punem articolele ale lor, le arătăm ce înseamnă, să vadă că dacă obțin de pe anumite, mă rog, dau un exemplu, un site de chirurgie estetică care a obținut pe un portal un articol scris de medicul respectiv. În momentul în care au văzut că au ajuns pe căutările generate de articolul în cauză despre mărirea de semn în speță la site-ul acela, au văzut că pot obține notorietate. Și de acolo poți să pleci și să le explici ce înseamnă să obțină articole și lucruri scrise de ei pe alte site-uri, nu neapărat pe site-ul lor. Adică am putea să plecăm de la tot felul de cazuri și să le arătăm, fără să le cerem la început bani, până înțeleg conceptul și după aia le arătăm ce înseamnă în casă pentru ei. Vreau să zic că piața e în conformare și trebuie educată ca să dea bani ca să le găsesc. Și din experiența mea am observat că românii nu prea dau bani pe lucruri pe care cred că ar fi. Din experiența mea am observat că clienții români nu prea dau bani decât pe lucrurile pe care știu că nu le-ar putea face singuri. Și faptul că tu scrii un articol, clientul poate să zică și eu pot să scriu un articol la fel de bine. Chiar dacă nu-i găseam bine, la asta e simplu că îi spui scrie. Și după două săptămâni te contactează și zice, auzi, dar cu articolul ăla poate poți să-l scrii tu? Cred că, totuși, adică asta e simplu de... Da, cred că tuturor nișa de clienți care ar fi de acord să plătească astfel de servicii, nici aia de clienți pe care au agențiile de publicitate,
și unde tarifarea se face cu plata pe ora de copywriting, de fapt. Adică clienții foarte mari și aia sunt puțini. Vedeți ce crede. Nu, să știi că sunt și clienți mici care sunt dispuși să plătească copywriting, nu doar corporații. Nu îi zice copywriting, dar îi zice... SEO copywriting, corect. De fapt, nu e copywriting, e content writing. Copywriting e un pic alt, altă poveste. Ideea, o să încep cu o întrebare prima dată. Cine din sala prezentală prezintă în mod frecvent la clienți content inventory? Când se duce cu... Definește content inventory. Poate nu-i spunem așa. Un fișier în care tu îi arăți tot contentul pe care el trebuie să livreze pentru site sau să plătească pentru site, pe fiecare pagină, pe fiecare tip de content, ajungând până la un rând de 5 cuvinte care vine sub footer în partea X și o poză de demersat. Poate exagerez cu rândul de 5 cuvinte, dar... Nu exagerez. În principiu eu fac chestia asta. Okay. Pe clienții mari care au clienții mici care nu înțeleg, nu... Nu are sens să intre. Deci, în primul rând, clientul ar trebui să vadă cam care este volumul muncii și să-i poți arăta direct cu cifre și uite, mă, cam atât trebuie să scrii, cam atât trebuie să compui și de asta trebuie să faci lucrul ăsta. În momentul în care te duci, deja el înțelege altfel, când vede practic. Unul la mână și doi la mână, problema cu contentul e foarte gravă. Eu m-am lovit de multe ori la ea în agenție, noi dezvoltăm și site-uri mai complexe. Bineînțeles, clienții nu plătesc pentru content în România, decât în foarte puține cazuri și se ajunge de multe ori la soluții dramatice, nu știu. Cred că unul de răspunsuri ar fi relații pe termen lung cu clientul, să-i demonstrezi că ești specialist și că aduci rezultate și că îi vrei binele. Asta ar fi o chestie. Sau în cazuri mai dramatice, o chestie care am făcut-o noi în agenție a fost următoarea. Te duci și le interviuri video, pentru că jumătate de oră de interviu video făcut cum trebuie, înseamnă câteva pagini de content foarte bun, pe care tu poți edita după aia, faci un proofreading, îl adaptezi pentru web și dai drum. Și o soluție, adică dacă spui, băi, uite, venim și vorbim o oră cu doi oameni din firma ta, e ok? Da, e ok, nicio problemă. Te duci, ai pus un aparat de genul ăsta, pac, l-ai filmat, ei, doi studenți, și eu auzisem, da, am făcut-o pe bune și a funcționat. Și a trebuit la un moment dat să facem niște bucăți de content foarte mari, care în niciun caz n-aveam cum să le adaptăm. De altă parte, chestia cu contentul mai gravă dintr-un punct de vedere. Dacă ne dăm în afară oamenii care scriu content de specialitate mai ales, pentru că ăla e valoros, da? În momentul în care te duci la un client pe industrial sau un client pe mărirea sânilor sau... Trebuie să scrie un specialist, nu poți să externalizezi către o studentă din Chișinău, din Republica Moldova, care să scrie super content despre hale industriale. Dar nu funcționează așa. Și atunci, ideea e că trebuie și o schimbare de paradigmă în felul în care abordează ei lucrurile și pentru asta mai trebuie niște ani. Pentru că, pe de altă parte, oamenii ăia stau și muncesc dimineața până seara și pur și simplu nu au mai făcut chestia asta până acum și de multe ori n-au timp să o facă. Deci... Și ei trebuie să înțeleagă că nu refacturezi contentul propriu-zis, refacturezi ora de consultanță pentru contentul ăla. Cum trebuie să arate costul? Eu văd asta. Bine, asta e mai greu. Asta am văzut-o, el spunea că nu refacturez efectiv orele de scriere de conținut, refacturez orele de consultanță în jurul conținutului respectiv. Și consultanța experie. Deci, pentru că noi ca și agenții nu facem content de specialitate. Luăm contentul de la ei și îl facem așa fel încât să fie ok pentru... În unele cazuri mai și faci. Mai faci. Și faci o nișe separată, nu poți să fii specialist mai bun decât e, nu știu, doctor. Dar pentru strict, pentru obiectivul de SEO, poți să generezi un conținut care să nu fie expert-like, să fie beginner sau medium, care să-ți atingă, să te ajute pe tine să atingi obiectivele. Eu cred că se vor schimba lucrurile foarte mult și clienții vor fi un mult mai deschiși în momentul în care nu vor mai avea alternative. Adică, fără niciun mișto, am călătorit destul de mult anul ăsta în provincie și am rămas surprins, adică față de acum 3 ani de zile oameni n-aveau ce treabă cu online-ul și acum, de exemplu, dentist, prietena mea din Cluj, mi-a zis, băi, jumătate din clienții vin din online, fără niciun mișto. Și trendul ăsta se accentuează și merge cu teză foarte mare. În 3 ani de zile o să fie domenii care își iau 80-90% din clienți din vadul online și atunci, în momentul în care o să spună, băi, trebuie să-mi închid cabinetul, business-ul sau ce mai am eu, dacă nu mă aliniez cu treaba asta și chiar e pe bune, nu că îmi iau 10% din clienți sau e bine să o fac. Deci o să fie o parte din core business-ul lui, online,
atunci în momentul ăla o să fie deschis și o să găsească timp să scrie și o să evolueze lucrurile. Sunt de acord cu el și am observat și la noi în firmă că în ultimele două luni au început să vină foarte mulți clienți care fac business din 90, din 95 și zic gata, e timpul să venim în online și vin cu bugete. Deci nu mai sunt clienții aia care vreau să deschid o afacere pentru că nu aveau ce face pe acasă. Deci au început să vină clienții care au rezistat și în perioada 90-96-2000, când au fost lucrurile mai grele. Ce mi s-a părut foarte interesant la el este că, practic, prin metoda de interviu video, convertește serviciul de copywriting într-un serviciu mult mai complex, în care munca efectivă e tot de redactare de conținut, dar clientul nu o percepe ca atare. Și atunci îi spui, uite, noi îți dăm un interviu și scriem totul pe baza interviului. Și iarăși, în momentul în care trimitem un articol să fie scris de specialist, care probabil are un blog, are un site, are o revistă unde poate să publice articolul respectiv, utilitatea pentru client va fi mult mai bine percepută dacă tu îi spui, uite, noi îți facem un articol și ți-l punem acolo, decât dacă spui, noi îi facem articol. Deși majoritatea muncii este să faci articol, nu să-l publici. Da. O altă chestie... E o chestie de marketing a serviciilor, practic, care dacă e gestionată cum trebuie, poate să formeze piața. O altă chestie care am văzut-o era la un tip în Constanța, care a început cu web design și oferă și servicii de SEO și PPC. O modalitate diferită față de București, de taxare în București, n-am mai văzut-o pe partea de SEO. El le lua bugetul de media, ce însemna link building, și cam atâta, cred că. Era link building-ul și un pic din crearea de conținut. Iar restul banilor, munca lui efectivă, de editarea conținutului, de deciziile de unde cumpără link-uri, modul în care optimiza site-ul și chestiile astea, le taxa separat într-un fee de succes. Și a fost foarte mișto, am râs de la un moment dat, că chestia asta mergea extraordinar de bine pe Constanță. Și omul pune acolo în Google, ia să vedem, tu pe ce vrei să fii pe prima pagină? Service auto Constanță. Perfect. Hai că te pune. Tu ce vrei? Cabinet medical în 2003 Constanță. Perfect. Te pune. Și găsea tot felul din astea. Și contractul standard mergea cu fiul de succes, toată lumea plătea fi de succes, se ducea pe poziția 2, 1 și 2, 2 și 3. Îi minteau că erau foarte targetat. Exact. Și totul mergea perfect. Și a venit în București. Și... i-a rămas așa și a venit contractul lui la niște clienți în București și a plăcea. Bine, vreau pe service auto, vreau pe mașini, vreau pe... Și s-a uitat așa, a venit la mine, că era un aia, la mișto o cafea și face, păi bă, dar voi cum faceți SEO? Păi nu așa, adică... E o altă chestie care e particulară pentru piața din București și, na, sau particulară pentru provincie, cum spunea și el, faptul că ei realizează nevoia de a se nișa. Și faptul că o căutare pe mașini nu le aduce lor niciun rezultat, e o chestie pe care eu percep natural. Faptul că știu că nu sunt în București, știu că business-ul mare se face aici și că ei sunt doar o nișă, o zonă, o localitate, îi face să perceapă chestia asta și în momentul când vine vorba de PPC sau SEO și aleg respectivele zone direct în căutare. Mașini, second hand, Constanța, zona Abator. Da, știi care e chestia? Că încă nu avem o piață de directoare vocale. E inexistentă piața de directoare locale care la un moment dat o să apară, sigur, pentru că e un momentul în care o să se dezvolte foarte bine partea de online și în provincie, o să vezi că o să apară, cred că, zeci sute de directoare care o să categorisească toate industriile pe local și atunci ai o să vadă... Ai nu. Ceva în plană? O să vadă că nu o să mai fie de ajuns să doar să scrie un articol despre Service Auto Constanța 2003 ca să ajungă pe prima poziție, pentru că o să se lupte cu niște site-uri mari care au pagine, sunt naționale și nu o să fie de ajuns doar o mențiune, ci o să trebuie să facă conținut de calitate, adică zeci de articole și alte lucruri externe. Da, bine, asta clar ca și modalitate de a-i duce pe prima pagină când acum, în comparație cu viitor, noi vreau doar să... Da, păi exact de chestia asta profită ei, pentru că aici București e foarte generalizat, adică
toate keyword-urile generale au și București, cine dă search, zicem, mașini, service auto, majoritatea sunt din București, adică pe piață, care dau search-ul respectiv. E, în momentul în care o să fie la nivel național site-uri din astea targetate pentru toate județele, o să fie mult mai greu pentru ei. Siguranță. Nu foarte mult. Da. Chestia asta cu lupta dintre specialiști și client mi s-a părut tot timpul foarte, nu amuzantă, dar inutilă până la un punct. Clientul trebuie să învețe, și aici e păcat că nu sunt și clienți în sală. Clienții trebuie să învețe că specialistul SEO sau PPC vine să te ajute. Nu vine neapărat să-ți ia banii. Ok, că ți-a banii, ți-a banii, dar toată lumea ți-a banii într-un fel sau altul. Mă uitam la ăștia cu clinica, cu ochii de vreau să fie pe prima pagină pe ochi, le-am și zis. Păi, eu vă explic chestiile astea acum și vă învăț, dar știu că e o chestie derizorie, pentru că poate să vină o firmă de apartament, să vă zică cu 6.000 de euro vă pun primii pe cuvântul ochi, voi le dați 3.000 de euro, ei dispar în două luni și cam aia a fost. Ei trebuie să înțeleagă că în momentul când îți alegi firma de SEO, ți-o alegi cu un portofoliu, ți-o alegi cu niște rezultate pe care poate să le demonstreze pe foști clienți, și îți alegi o firmă de SEO care nu neapărat știe tool-urile foarte bine, cât vrea să-ți înțeleagă ție business-ul foarte bine și vrea să fie alături de tine să-ți atingi obiectivele lor. E greu să găsești, sunt foarte, foarte multe firme de apartament micuțe care fac web development, 2-3 oameni, exact cum e și prietenul ăsta meu din Constanța, și care oferă SEO și PPC, că le oferă. Oricum stă acolo, de ce să nu le dacă lumea le ce? Zic și eu că fac. Și o firmă de genul ăsta o să, nu o să aibă succes on the long term. Trebuie să-și găsească o nișă și să stick to it. În momentul în care vrei să faci SEO, faci doar SEO. În momentul în care vrei să faci PPC, faci doar PPC. Cunoști arma de marketing foarte bine, dar în momentul când te duci la client, ești aliatul lui, și nu ești agenția sau mecanicul de la service care vrea să nu știe cum să-i pune 3 piese bune din mașină, să-i pune 3 piese rele. Ideea e că, exact cum s-a și vorbit aici, piața o să se maturizeze la un moment dat, în 2-3 ani o să ajungem să avem competiție și pe piețele locale. O să intre tot mai multe industrii și tot mai mulți clienți în online. Și în momentul ăla deja nu o să mai ai în beneficiu doar pentru că ești acolo. Iar noi, pentru că suntem acum aici, avem șansa să fim first comer. Să fim aia care, în momentul când se ajunge acolo, să avem experiența, să avem portofoliu și mai ales să avem mentalitatea de a vorbi cu clientul. Clienții de care ne lovim noi acum și cărora le explicăm SEO și PPC, sunt niște clienți care, dacă ne facem treaba bine, o să înțeleagă. Dar peste un an de zile, nu o să începem să ne furăm clienți între noi. O să fie alți clienți noi, care o să știe cât știau ăștia acum. Și o să luăm de la capăt cu speech-ul. Și e interesant că odată ce ne perfecționăm speech-ul ăsta și odată ce învățăm să explicăm pe termenii lor și în limbajul lor și niște, într-o modalitate pe care ei s-o perceapă ca fiind friendly, speech-ul devine din ce în ce mai bun, iar rata noastră de conversie pe lead-uri este din ce în ce mai bună. Nu există om căruia nu poți să-i vinzi SEO și PPC. Există om căruia nu ai putut să-i explici SEO și PPC. Omul ăla o să lucreze cu tine SEO și PPC doar dacă are încredere în tine. Are încredere în tine dacă e singurul care reușește să-i explice. Și de la metafore cu șaurmarii până la Excel-uri complicate care să prezinte, a plecat Ciprian, care să prezinte o strategie de conținut pe termen lung, oricare din modalitățile astea, dacă funcționează pe clientul nostru și îl învață, mie mi se pare că n-au de ce să n-aibă succes. Sunt două servicii, spre deosebire de display advertising sau newsletter sau orice altceva, sunt două servicii care convertesc și unde poți să arăți rezultate tangibile imediat. Pe PPC, pe SEO mai greu. Și atunci, unde văd eu bariera dintre agenție și client acum,
ea va exista și peste un an, și peste 2, și peste 3, și peste 4. Ce putem noi să facem este să ne perfecționăm. Țineam un training la o asociație studențească săptămâna trecută și la final m-am întâlnit cu echipa. Și era un training pentru boboci, pentru cei care vreau să intre în asociație. Și m-am întrebat, ok, e frumos, e fain, ai venit, ne-ai povestit, dar tu ce obții din chestia asta? Și le-am zis, mă, cum i-ați văzut pe ei în sală? Întrebau exact cum se licitează pe Google și mă întrebau cam care e diferența între un site în Flash și site în HTML, că au zisere ei. Cam ăla e și nivelul clientului. Clientul nu știe mai mult decât știe studentul de anul întâi de la comunicare. E la fel de dornic să învețe. Studentul la anul întâi la comunicare că vrea să fie profesionist, clientul că realizează că la un moment dat banii de business-ului o să vină din internet. Și atunci, dacă eu îmi perfecționez pitch-ul, dacă vin aici și vorbesc cu ei 3 ore și îmi pun întrebări și eu găsesc o modalitate să relate to them și să le explic, cu siguranță nu toate exemplele care funcționează la studenți, dar jumătate o să funcționeze și în fața unui client care are același nivel de cunoștințe. Chestia asta mă ajută. Și e un lucru la care lucrez de ceva timp. Perfecționarea speech-ului ăsta, dar nu neapărat ca să vând mai mult, cât ca să-i fac să înțeleagă mai mult, să aibă încredere în mine. Și am văzut chestia asta funcționând încă de acum 2 ani. În momentul în care un client are încredere în tine, nu contează dacă ai dat rateu cu o lună de pe PC, sau dacă din 5 cuvinte pe SEO-ul pe care l-ai indexat n-a adus trafic. Ideea e că el, dacă are încredere în tine, îți acceptă greșeala ca fiind omenească și ok, let's carry on, mi-ai adus rezultate pe restul. Dacă rezultatele care le-ai adus acolo și conversiile de acolo suplinesc greșelile care le-ai făcut pe partea aia altă, dacă el are încredere în tine, o să rămână și o să colaboreze în continuare cu tine. Chestia asta o fac în momentul în care eu sunt specialist de web development la un client și fac doar site-ul și are 10 agenții pe lângă care să-i facă orice altceva. Dar dacă el are încredere în mine că ce am zis că-i fac pe site, i-am făcut și e bine, o să-mi ceară părerea și pe restul chestiilor și treptat o să iau și restul serviciilor. Chestia asta se întâmplă și dacă sunt doar consultant SEO și îi zic cine să-i scrie conținut, cum să-i scrie conținut, dacă funcționează și vede că mă pricep, o să mă întrebe un pic și de PPC, o să mă întrebe și de display. Și o să reușim să... Ideea care e în partea asta de web, clienții nu știu. Și singura modalitate să ai o relație long term cu un client este să aibă încredere în tine. Iar încrederea asta o câștigi doar dacă reușești să treci într-un mod friendly și un mod pe care el să-l înțeleagă de barierele astea mentale puse între ei și un domeniu pe care nu-l înțeleg. Și tu ești singura pârghie, ești singura punte, ești singura modalitate prin care ei nu neapărat să înțeleagă, dar măcar să nu ne mai fie atât de frică. Să știe că au lângă ei un partener în care pot avea încredere și au lângă ei un om care nu vrea neapărat să le ia banii, dar vrea să îi ajute să aibă rezultate. Cam asta. Dacă okay, mai aveți întrebări... Da, am eu o întrebare acum. Cred că mai sunt și alte întrebări, dar o să încep eu. Mai mă filma. ok. Păi, acum întrebarea mea, Tudor. Tu știi că poate am mai avut discuția asta. Întrebarea e, cât de mult îl înveți pe client? Adică, ok, să zicem că îi explici într-o modalitate în care nu vrea să înveți, nu există. Deci dăm la o parte situația, clientul nu vrea să învețe. E situația, nu e explicat suficient pe limba lui. Gândim-ne că îi explicăm suficient pe limba lui. Uite, ca să vezi cum aș face la un client, da? Pune un client o întrebare despre internet, mă duc mai pe sotul. Eu vin și zic. Hai să ne imaginăm o situație. Tu ai carnet și mașină și conduci prin București, ești super. Eu am făcut doar școala de șofer, nu mi-am dat examenul, n-am. Da? Eu știu, la școala de șoferi, am învățat exact atât cât să-mi dau seama că dacă tu ești la volan pe Calea Victoriei și mergi cu 80 de km la oră, nu urlu lângă tine, nu dau din mâini, nu fac abezmeticul. Ideea e să înveți pe clientul ăla destul de mult încât să aprecieze inputul pe care tu l-ai în business-ul lui. El nu trebuie să-l înveți pe PC la modul în care să înceapă să gestioneze campania singur. Dar trebuie să-l înveți pe PC la modul în care înțelege că dacă renunți la 20 de cuvinte pe care el credea că sunt ăle mai bune cuvinte făcute vreodată pentru business-ul lui, tu ai un motiv pentru care ai renunțat la cuvintele alea. Și trebuie să-l înveți atât de mult încât să aibă încredere, chiar dacă nu înțelege de ce ai renunțat la 10 dintre ele,
să aibă încredere în tine că ai făcut decizia bună pentru business-ul lui. Nu trebuie să-l înveți cât să-ți fure pâinea și nici nu cred că e vreun client nu e vreun client dispus să învețe destul de mult cât să facă ce faci tu, că n-are de ce. El are altul business. Întrebarea era cât de mult să-l înveți. Corect, dar nu în sensul care mi-era frică că el o să devină specialist sau... Cei care își fac destul de mult încât să aibă încredere în tine, să înțeleagă jumătate din deciziile pe care le iei, să vadă că sunt alea corecte, și după aia jumătatea cealaltă să zică, da, frate, am încredere în Ionuț Munteanu. Da, deci aș mai vrea să adaug, să-l faci să înțeleagă rezultatele mai degrabă. Ce rezultate i-ai adus? Asta e primul lucru. Păi de asta zic că nu-i neapărat să înțeleagă cum i-ai adus rezultatele respective. Să citească raportul prima dată, să înțeleagă ceva din raportul ăla, clar. Exact asta. Mai degrabă el o să vadă în rezultate își câștigă încrederea în tine decât dacă îi explici tu cum... Da, dar rezultatele la SEO, de exemplu, poate să apară mai târziu și atunci unde să-și trebuie până la momentul respectiv să aibă... Da, dar asta îi explici de la început, că nu are cum să aibă... Da, nu, deja marea majoritate a clienților din București sunt conștienți că în 2-3 luni nu poți să le aduci rezultate pe SEO. Adică mai sunt foarte puțini care vor SEO acum și de în 2 săptămâni să fiu pe prima pagină. Marea majoritate sunt conștienți că în 2-3 luni vor avea rezultate. Cred că ai ratat niște prezentări. Înainte, au fost tocmai prezentări cu asemenea clienți. De altă problemă, mult mai general. Deci, din câte am observat eu, aproape pot să bag mâna în foc că din 3 companii sau specialiști în SEO, cu ghilimelele de vigoare, 2 sunt neserioși sau țepani. Până acum că-s mai mulți. Am zis așa, de bun simț. 70%, 66% de bun simț. Ne afectează și pe noi lucrul ăsta. Cei care sunteți specialiști în domeniul web și chiar noi facem treaba. Pentru tine e un beneficiu. E un beneficiu că sunt țipat. Jumătate din clienții mei pe servicii de SEO sau pe ce știi cum au venit? Exact cum povesteam cu clinica acolo. Nu pe recomandări. Mă duceam la ei și ziceam, hai să facem asta. Și îi ziceam, l-am găsit pe tâmpitul ăla, mă pune cu 6.000 de euro pe ochi, pe prima pagină. Și îi ziceam, uite de la mine. Nu se poate. Dacă vrei să lucrezi cu el, n-am nimic împotrivă. Nu stau în banii tăi, în aia ta, în aia. Eu am venit aici să te învăț, să creăm o relație de valoare. Nu, dacă vrei, bine, dacă nu, nu. Și el pleacă, face cu ăla. Și după 6 nu se întoarce. Jumătate din clienții mei pe SEO sunt așa. Se pari pe tine, te ajută tocmai la poziționarea asta de expert pe zonă. Dacă tu îți faci treaba și îi spui ce trebuie. Dacă și tu te-ai dus acolo să-l țepăiești și după țăparul ăla mai vine și la tine, păi când vine la mine plânge deja. Păi da, dar dacă, de exemplu, ăla dăm pe la 2 țepari, după aceea s-ar putea să nu mai aibă buget ca să lucreze cu tine. Asta ar fi una. A doua, tot demersul tău comunicațional când întâlnești clientul este, frate, eu nu sunt țepar. Adică, tu nu-i spui eu sunt specialist, tu nu-i spui direct, nu sunt țepar. Nu. Așa mi-ai spus. Nu, asta e mentalitatea pe care vrei să-i o pui lui. Tu trebuie să fii partenerul meu, dar nu-i spui niciodată, nu-i țepar. Stai să nu să-i spui, dar ăsta e mesajul până la urmă, nu sunt țepar, că nu ești. Îi dai libertatea să aleagă. Am întâlnit foarte multe situații de clienți care au venit la mine pur și simplu ca un bloc de gheață. Eu nu mai fac nimic. Stai să vedem. Ce cauți? Ce cauți? Și noi la trecut. Își dă seama că trebuie să facă ceva, își dă seama că... Da, să își dă seama că cei dinainte n-au făcut ce trebuie, dar asta înseamnă pentru tine 10 de explicații, să-i spui ce-i faci tu în plus sau de ce ți-ar dat ție banii față de ceilalți și așa mai departe. De adevăr, o bătaie mare de cap, dar dacă reușesc să-l conving, eu am observat că poți să-i vinzi dublu sau triplu sau poți să-i vinzi cu totul alte tipuri. Nu e pentru tine să stai să... Dar... Trebuie schimba ceva, nu știu, marca de încredere să facem... Da, adică, asta de exemplu, asociația SEMROC. Hai că povestești la final de asociație, mai avem o întrebare în spate. Păi nu, da, așa e. Anunț-o dacă ne pauză de pe eu sunt clientul... Bine, ai venit clientul ăla. Eu sunt chiar o firmă la care majoritatea dintre cei prezenți sunt aici, mă rog să știe care e firmă, să facă campania de PPC. Dar acolo sunt. Le fac acum reclamă antimediatică. Au venit, m-au convins să le fac reclamă. Până acum am făcut-o singur. Dar trei facturi că sunt singur și n-am zis să o fac, ai zis ok, semnez contractul cu ei. Am semnat contractul și îmi spune
Știi, nu am timp acum, o să mă ocup de săptămâna viitoare, să mă ocup să fac reclama. Și suntem la început. Ce crezi că pot să impresie am eu despre această firmă? După ce are am semnat contract. Are foarte mulți clienți? Că dacă are foarte mulți clienți, înseamnă că își face treaba foarte bine? Nu, poate... Adică e și asta o modalitate de a privi lucrurile? Nu, e și asta, dar din moment ce eu am semnat contractul cu ei... Băi, ne ocupăm peste 3 săptămâni, dar ne ocupăm cum trebuie, în condițiile în care marea majoritate a agențiilor te iau din prima zi de când ai semnat contractul, te pun în brațele unui account și ăla bâșbuie, habar n-are, face 5 întâlniri cu tine din care tu rămâi cu impresia că, dar de ce căcat ne-am întâlnit? Înțelegi? Adică, până nu lucrezi cu ei, eu aș zice, sfatul meu este să nu-ți faci o părere. Decât în momentul în care lucrezi cu ei și ei îți vin cu primele 2-3 rapoarte, după primele 3 luni sau ce obiective setați voi, pe campania respectivă și în momentul ăla poți să iei decizie despre munca lor. S-ar putea, sunt tot felul de agenții, s-ar putea să nu te bage deloc în seamă, să nu-ți dea un mail, un telefon, nimic, dar să-și facă treaba extraordinar de bine. S-ar putea să fiți cei mai buni prieteni vreodată, să vă înțelegeți ca oameni extraordinari, dar să nu-ți livreze niciun rezultat. S-ar putea să găsească o modalitate de a rebalansa pe cele două și a-ți oferi niște servicii extraordinare sau s-ar putea să fie stilul ăla nențesc în care ei fac, îți raportează când trebuie, îți așa, dar nu există o relație personală. Modul în care merge relația personală dintre tine și agenție e o chestie pe care îți dai seama pe parcurs. Ce ar trebui să te intereseze pe tine ca și singurul client din sală sunt rezultatele. Și încă n-ați ajuns la partea aia. Am mai văzut un caz care s-ar putea să se întâmple și apropo de ce spui tu. Există clienți care vin în februarie și spun vreau să demarez campania pe PC, cât durează? Durează 3 zile să o setăm, sau mă rog, campania, nu știu, durează să dorim să demarăm contractul. Când ne putem apuca? În 3 zile. Ok, e în regulă. După care îți vin în septembrie, când tu ai un vârf de contracte și de așa și zic ok, hai să ne apucăm. Păi da, dar nu ne mai putem apuca în 3 zile, ne putem apuca în 3 săptămâni, pentru că februarie era februarie, septembrie e altceva. Da. Nu cumva e cazul de față. Nu, hai să nu căutăm soluții punctuale. Nu cred că e cazul să căutăm soluții punctuale la relația dintre el și agenția lui. De exemplu, eu am făcut în centrale termice. Este sezonul meu acum. Degeaba am face ea campania în decembrie sau în februarie când... Da, tu ai vorbit din iulie... Să pornești acum. Ai vorbit din iulie că vrei să pornești din septembrie sau din noiembrie. Nu, a fost discuția cu client mai devreme și a zis ok. Dar te-au garantat un termen de livrare. Hai că trebuie să fiu și eu client, că văd că toate agențiile dau vina pe el. Frate, dar și agențiile. Hai să nu sărim toți pe el, fiind singurul client, să zicem clienții devină. Sunt și agenții care nu-și respectă termenele. Sunt agenții cu șase... Sunt agenții care au 6 oameni de vânzări și un singur om care implementează campania. Adică putem să fim și clienții negativi și nu numai agențiile supărate pe clienți. Ideea e să nu creăm un război aici și nu aș vrea ca agenția de care vorbea să înceapă să intre în defensivă, că nu cred că ajungem nicăieri. Nu, scuze, dar o secundă. Ce-aș vrea să adaug și eu. Ideea e că nu, în niciun caz, aici e vorba de un dialog și nu vorbim pe o chestie neutră. Ce aș vrea să subliniez, făcea parte și din prezentare, asta toată percepția oarecum deplasată a clienților. Aceea că, mă, eu am semnat cu o companie și compania asta e la fel, e un fel de legiunea străină. Știi, chit că e noapte, chit că plouă, chit că ninge, ăștia sunt tot timpul cu mine și tot timpul au o echipă doar pentru mine. Ceea ce nu este sincer, acum, stai, e o singură parte asta. Asta nu este neapărat adevărat, pentru că, sincer, îți dai seama, nu și-ar mai scoate bani în agenția respectivă.
pe partea clientului, e doar că și la trebuie să se stabilească de la început. Ah, scuze, m-a luat, eram observat. De partea unei agenții de marketing, e clar că trebuie stabilite niște obiective de la început. Adică dacă, exact cum spunea și el. Faptul că au venit și că am sunat cu acea persoană care se ocupă de contul meu, mi-a zis, domnule, nu am avut timp să mă ocup de marți încolo, să văd când am lăsat meu timp. Eu ca client care am venit... Știi ce ar trebui să te gândești tu ca și client acum? Ar trebui să te gândești că ei mai au încă 3 clienți pe centrale termice. Da, da, competiția ta și lucrează întâi pentru ei și după aia. Nu, că știu că nu. E o competiție foarte mare. Sunt foarte multe firme care văd acest lucru. Dar nu... Eu zic că ce am făcut până acum am făcut singur și a fost ok. Vreau să dezvolt să fie nu, și mai bine. Ce ai povestit tu, mie, sincer, mi se pare, ca să încercăm să trecem peste chestia asta, mi se pare că dacă ei au venit să-ți vândă serviciul, băi, hai să-ți facem chestia asta și tu ai zis, da, a fost o problemă de comunicare din partea lor de la început ca să-ți stabiliți niște termene și un timeline, ne apucăm atunci. Dar uite, tu ești clientul ideal, următoarea agenție care vine și se apucă de mâine și îți livrează rezultate, să ai încredere în ei și să devină relația de care povesteam eu mai devreme. Am așa de eroare, contract cu 6 luni de 10. Eu sunt curios și singur lucru, scuze că te întreb. Sunt curios de singur lucru pe hârtie. Ei ți-au garantat termenele de livrare sau doar vor? Nu o să ajungi să te judeci. Poate să scrii orice pe contract, el nu asta ajuns să te judeci. El e cu judecata, el zice că dacă dai cu... Se ia comisiuni din targetul care... Ceea ce să... Are nu termen de livrare garantat. Eu acum am infat singur. Dar am contract să îți doresc rezultate. Și consumul buget. Absolut. E vorba de contractul. Câștigi un buget. La data cu care s-a consumat, ați bani. Asta nu publicăm. Uite, mai am o poveste interesantă ca să... Da, schimbăm un pic registrul cu un client. Și lucram cu niște specialiști pe partea de SEO și PPC, mai ales pe PPC. Era o agenție de turism. Și aveam 2 întâlniri pe săptămână cu el. Și stabileam noile circuite pe care le are, noile bilete de avion, noile destinații pe care vrea să le promovez. Și veneam la birou și făceam meeting report-uri și dădeam la specialistul PPC, care implementa în campanie și crea noi grupuri și pregătea grupurile și anunțurile ca să le dea drumul în ziua în care el vrea să intre cu noua ofertă. Și ne pregăteam și ne așezam și ne nu știu ce. Duminică seara venea spiritușul magic și modificator. Dimineața luni când ajungeam la birou ne plesteam în zile. Până să ne dăm seama că intra clientul noaptea, duminică, în jur de 11:30-12, și începea să modifice cam tot ce era în campania aia și muta anunțuri dintr-un grup în altul și ștergea că îi se părea lui că nu e bine. Și luni dimineață noi ne puneam mâinile în cap și ne gândeam oare cu ce am greșit să avem așa ceva. Până i-am retras accesul și a fost o decizie critică în perioada aia, era și cel mai mare buget pe care îl am pe agenția de turism. Și a fost o decizie critică pentru că putea oricând să renunț. În momentul în care lui nu mai putea el să intre, să aibă controlul, să fie micul dictator pe plantația lui, putea oricând să zică, băi, nu mai am nevoie de voi. Dar a avut răbdare cu noi. Bine, am avut și noroc că a fost foarte ocupat, a fost plecat din țară 2 săptămâni din luna aia. Și când s-a întors, la finalul lunii, am arătat raportul când intra el și ne blestemam zilele de muncă. Și raportul când ne-a lăsat în pace, rezultatele nu erau extraordinari de wow în momentul în care noi am lucrat singuri. Că oricum, și atunci noi reparam greșelile lui și rezultatele tot erau. În schimb, taxam la PPC fee pe oră. O oră de, băi, uite, atâta setup cu campania asta și noi taxam pe oră cât am muncit ca să gestionăm anunțurile. Iar fiul nostru pe ore a scăzut extraordinar de mult pentru că ne era mult mai ușor să gestionăm o campanie în care știam tot. Și faptul că el a văzut că poate să aibă rezultate un pic mai bune cu jumătate din costuri a fost wow pentru el. Și a zis, păi, băi, de ce nu mi-a zis asta prima dată? Dar te rugam cu cerul și cu pământul să nu mai intri, adică chiar așa. Și asta e un alt tip de client, o altă tipologie de client pe care o să o vezi în partea asta de lumea de SEO și PPC, clientul care știe mai bine.
și care și-a gestionat campania 3 ani de zile până să vii tu și de ce să te lase pe tine pe plantația lui. Și lumea dă din cap acolo, e foarte, e foarte bine. Ok, mai sunt întrebări? Dacă îmi zici de agenție. Nu mă refer la content. Te penalizează Google-ul, că știu că înainte foloseai cuvântul ăla de 10.000 de ori în acel text. Acum mai e valabilă chestia asta? Deci, el a întrebat dacă repetă un cuvânt de 10.000 de ori, dacă e penalizat. Dacă în content era mai... Eu știu SEO și PPC tangențial. Bine, nu, chiar nu tangențial, dar nu mă pricep la chestii de genul ăsta. Am prieteni, am echipe care fac chestia asta de on a daily basis și pot să-ți răspundă mult mai bine. Cred că voi doi sunteți mult mai în măsură să-i răspundeți lui pe chestia asta decât aș putea eu. Eu sunt cu limbajul ăla simplu pentru client să înțeleagă ce îi se întâmplă. Foarte bine. Dar sunt sigur că există cineva în sală care vrea să-i răspundă Olivian. Olivian! Au, te-am lovit, n-am. Trebuie să faci conținutul să fie cât mai natural, da? Pui, faci un text care arată că ca și cum ai scris ceva. Ok. Asta e special. Bun. S-a trezit toată lumea. Ideea e să nu repeți cuvântul cheie în descriere și cuvinte. Deci meta ta cu un keyword să-l scoți de tot. În descriere pune cuvântul cheie în descriere cât să fie natural pentru oameni. Niciun caz nu repeta obsesiv și așa. Și în conținutul textului. Nu mai contează repetiții și... Aia era o spun. În primul rând nu te ajută. Deci numai atât că ești penalizat, dar nu primești mari beneficii. Și legat de repetiții, probleme poți avea dacă pui cuvântul cheie absolut peste tot, și repetat și de multe ori și în alte pagini și în titluri, dacă ultra-optimizezi un site pentru un cuvânt cheie. Ideal e să păstrezi o măsură și să te adresezi în special oamenilor. Dar fă site-ul să fie plăcut pentru vizitator și pune Google pe locul secund. Ok, poți să faci, să pui în titlu paginii, poți să pui în conținut de câteva ori, dar nu o repeta, deci în primul rând ai beneficii și în al doilea rând poți rezista penalizări dacă ultra-optimizezi, dacă mergi până la capăt cu toate Bravo. Câte cuvinte trebuie? Fă-l să fie natural. Cum ai scrie tu un titlu? Normal, pentru utilizator, când intră să vadă ce, despre ce e vorba acolo, nu? E, așa scrie. Și mă refer acum la întrebare, H1. Ăsta e H1, nu? Astea sunt întrebări un pic mai tehnice, care cu siguranță, dacă le o să le iei după ce terminăm sesiunea aici, după cu unul din specialiști, o să ți se răspundă cu siguranță. O să fii preluat de un specialist după. O să fii preluat de un specialist. O să fii, da, de specialiști, nu știu, te așteaptă. Sunt cu ochii pe tine, vreo 7. Ok, dacă nu mai sunt întrebări, mergem la o țigară, ne mai povestim și...